Bună dimineața! Momentan nu o să plouă, dar vă spun imediat. Vremea va fi astăzi caldă local, chiar deosebit de caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în est, sud-est și parțial în centru, dar se va înnora treptat în celelalte regiuni, unde pe arii relativ restrânse va ploua. Pe crestele montane foarte înalte se vor semnala și precipitații mixte, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari cu rafale de peste 60-70 de km. În Maramureș cerul va fi acoperit de nori, dar șansele de ploaie vor fi reduse. Termometrele vor indica valori maxime de până la 18 grade în Baia Mare și 19 grade în Satu Mare. Cer mai mult noros așteptăm astăzi și în Crișana. Temperaturile maxime vor ajunge așadar până la 19 grade în Oradea și 20 de grade în Arad. Nici în Banat nu se anunță soare, dar valorile termice se mențin ridicate. Se vor înregistra 19 grade în Reșița și 20 de grade în Timișoara și în Lugoj. În Oltenia, deși cerul va fi mai mult noros, temperaturile vor urca până la 21 de grade în Târgu Jiu și 22 de grade în Craiova și Drobeta, Turnul Severin. Pentru centrul țării, meteorologii anunță vreme variată. Dacă în jumătatea de vest cerul va fi acoperit de nori, în est se va arăta soarele. Termometrele vor indica la prânz 15 grade în Miercurea Ciuc, 17 la Cluj-Napoca, 18 grade în Sibiu și 20 de grade în Alba Iulia și în Deva. În Moldova ne așteaptă o zi cu cer variabil spre senin și temperaturi cu mult peste normalul perioadei. Așadar, se vor înregistra 18 grade în Suceava, 20 la Piatra Neamț, 22 la Bacău, 23 de grade în Galați și 24 la Focșani. Dobrogenii vor avea o zi de miercuri cu soare, vânt slab și temperaturi ce vor atinge 13 grade în Sulina, 18 la Constanța și 24 de grade la Cernavodă. În Muntenia așteptăm o zi cu vreme deosebit de caldă pentru sfârșitul lunii martie, iar mercurul din termometre va urca până la 21 de grade în Pitești, 22 la Ploiești, 23 în Brăila, 24 la Giurgiu și 25 de grade în Călăraș. În capitală cerul va fi variabil, iar maxima zilei va atinge 24 de grade. Mâine cerul va fi mai mult noros, iar termometrele vor indica o maximă de 23 de grade. Vineri așteptăm ceva ploi și o temperatură maximă de 24 de grade. De mâine aria înnorărilor și precipitațiilor se va extinde, dar în continuare mai rămânem la temperaturi frumoase, chiar mai ridicate decât ar fi normal la această dată, așa că bucurați-vă de primăvară. Cam atât despre vreme. Momentan o zi excelentă să aveți, băieți!